Bun, acum hai să mergem la mesaj. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Eu voi merge verset cu verset și tare vă rog să vă luați notițe acolo și când ajungeți acasă să vă adânciți privirile în textul pe care eu îl voi citi acum. În ziua din întâia săptămânii, asta este duminica, că duminica era ziua din întâi și duminica este ziua din întâia săptămânii. Ați văzut că calendarul în computer îți dă opțiunea să începi săptămâna cu duminică sau cu luni, da? Noi credem că luni e ziua întâi. Nu, luni nu e ziua întâia. Inclusiv, știți că orașul Dushanbe, capitala Tajikistanului, știți ce înseamnă Dushanbe? Dushanbe înseamnă luni, pentru că acolo era un târg care se adunau lunea și așa au rămas denumirea orașului Dushanbe. Luni se traduce. Dar Dushanbe, din câte țin eu minte, duminică se numește Yakshanbe. Yakshanbe, sâmbătă este Shanbe, luni este Yakshanbe și luni este Dushanbe. Dushanbe care înseamnă a doua zi după sâmbătă, așa-i? Duminică e prima zi după sâmbătă, luni e a doua zi după sâmbătă și este a doua zi a săptămânii. Deci în ziua din tâia săptămânii, într-o duminică, ca azi, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Deci cred că soldații nici nu mai erau acolo, gata, soldații de acum plecaseră. A alergat la Simon Petru, deci când a văzut piatra luată de pe mormânt, Maria nici n-a intrat înăuntru, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic. Aici Ioan nu-și dă numele. Ioan fiind modest, el spune celălalt ucenic, celălalt ucenic. Când zici celălalt ucenic, noi înțelegem că vorbește despre sine. Zice, și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Asta ne-a spus Ioan despre sine. Ioan era foarte sigur de dragostea lui Iisus și foarte mândru și totdeauna scotea în evidență lucrul ăsta. El foarte sigur de dragostea lui Iisus și totdeauna scotea lucrul ăsta. El aia spunea, pe care îl iubea Iisus. Dar e bine fiecare de noi să fim siguri de dragostea lui Iisus și așa să vorbim și noi despre noi. Și zic, pe care îl iubea Iisus. Și Maria Magdalena le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Asta e versiunea Mariei. Asta a înțeles Maria. Când a venit la mormânt și a văzut asta, a văzut mormântul gol, piatra este dată la o parte, în Maria deodată și-a făcut o versiune, că așa noi ne facem toți o versiune la ceva. Deci ce s-a întâmplat? Înseamnă că l-au luat pe Domnul Iisus Hristos de aici. Nu este. Și ea zice, nici măcar nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Și alergau foarte tare spre mormânt să vadă ce s-a întâmplat. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic, adică Ioan, alerga mai repede decât Petru. Și a ajuns cel din tâi la mormânt, dar, zice, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar nu a intrat. De ce nu a intrat? Nu știu. Dar a văzut fâșiile de pânză pe jos. Mă gândesc că era bine aici, a pus și niște fâșii de pânză la decor. Niște fâșii de pânză. Fâșiile de pânză sunt un element foarte important. Dar n-a intrat. Deci a văzut fâșiile și n-a intrat. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Și aici este greșeală la imagine, pentru că Scriptura ne spune ștergarul cum era? Făcut sul. De ce s-a întâmplat asta? Iată aici, trebuia să mă ajute Luca, dar mă ajută altcineva. Cătălin, ia vino tu să mă ajuți. Hai. Pe tine te-am luat că ești mai îndrăzneț, așa, nu ești rușinos deloc, m-am gândit. Sper să nu ai... Pulsul s-a ridicat tare, Cătălin, așa mai rușinos. Așa, Cătălin, o să trebuia puțin să te apleci aici la mine, știi, dă-te așa în spate, încolo, dar eu mă culc jos. Și eu o să explic ceva, puțin cum mi-e închipul eu. Dar voi nu vedeți nimic, Svetlana filmează ca pe urmă, să arăt, îți spui într-un video, cei care nu văd, o să arate, da? Eu mi-închipui așa. Că Domnul Iisus Hristos, când a fost înfășurat acolo cu pânzele celea, el a fost cum să-mi fașă un copil. Așa îmi închipu eu. Iată așa a fost. Și în momentul când a avut loc învierea,
când puterea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care acum lucrează în fiecare din noi, puterea aceea a venit în trupul Lui. Puterea a intrat în trupul Lui și trupul ăsta devine un trup, transformarea aceea măreață merge, că a fost semănat trup firesc, a nostru. Și acum, imediat, devine trup duhovnicesc. Trup duhovnicesc plin de putere și când Domnul Iisus își scoate mâinile și picioarele, le dă într-o parte, să rup toate pânzele celea. Să rup ca cum ai rupi o pânză de păian și de ce ai nici nu simți măcar. Și Domnul Iisus ia ștergarul. Ia ștergarul. Se întinde în trupul duhovnicesc. Wow! Și mă gândesc, energia aceea puternică, grozavă, da? Wow! Și Domnul Iisus ia ștergarul. Ștergarul încet, încet îl face sul. Și asta îmi spune despre Domnul Iisus Hristos, că avea un obicei frumos, care cred că i-a rămas de acum, inclusiv când învii, un obicei frumos de a strânge patul. Nu știu câți din voi aveți obicei să vă strângeți patul. Strânge patul și strânge sulul. Acum, dar cineva va zice, stai puțin, dar dacă o strâns sulul, de ce nu o strâns și toate... Și nu a strâns și toate pânzele, a? De ce a lăsat pânzele? Apoi eu cred că pânzele, dar vă zic de ce le-a lăsat pânzele. Așa. Mulțumesc, Cătălin. Eu cred că... A, sulul, asta l-a lăsat acolo. L-a lăsat argument. Un argument a fost lăsat acolo pe pat. Ștergarul strâns sul. Un argument că el a făcut asta. Întrebarea este, dar de ce Domnul Iisus Hristos nu a strâns și pânzele celea toate? Tot de acum, dacă a început să facă frumos, să le așeze lucrurile frumos, de ce nu a strâns și pânzele cele de acolo toate? Să le fie lăsat așa, acolo. Apoi eu cred că ăsta a fost lăsat un alt argument jos. A fost lăsat un argument ca să vadă puterea aceea, ce a rămas după ce s-a rupt. După ce s-au rupt, ce-au rămas pânzele celea, cum au rămas acolo? Alt argument. Ce-a crezut Maria când a venit? Ce-a crezut ea când s-a uitat aici? O crezut că cineva l-a furat, așa-i? Vă amintiți ce-a făcut mai mare preoți, ce le-a poruncit la ostași? Le-a zis, stați acolo ca nu cumva să vină ucenicii să-l fure și apoi să zică că o învia, da? Dar cum, adică ucenicii aveau să stea să joace cu pânzele dacă veneau să-l fure? Aveau ei când să joace, să... sau aveau ucenicii trupul cela mort să rupă pânzele, așa cum stăteau ele rupte jos, să le rupă și apoi să ia trupul care stă de 3 zile. Cam, vă închipuiți cum arăta trupul de 3 zile, cam cum era, să-l ia trupul așa? Nu lua nimeni. Nimeni nu putea să facă asta. Asta era un argument. Un argument care stătea jos și un argument de putere care trebuia să stea așa, că dacă erau strânse toate, nu se vedea bine puterea cu care au fost ele rupte și ce s-a întâmplat. Asta vorbea de puterea trupului celuia care a mers. Așa îmi închipui eu. La versetul 8 spune așa, atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut ceea ce era acolo. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Deci gata, ce a crezut? Când a văzut asta Ioan, versiunea lui Ioan care a înviat. Deci Maria Magdalena credea că l-au luat, cineva l-au furat. Pentru Ioan și Petru, argumentele care le-au văzut, ei au văzut ștergarul și au văzut pânzele. Când au văzut asta, Ioan zice, a crezut. Ioan alte concluzii și-a făcut, el a înviat. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea lângă mormânt. Deci Petru și Ioan au văzut tot asta și au plecat. Maria ședea lângă mormânt, afară. Afară de... Și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite din nou în mormânt și ea. Și a văzut 2 îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeii, au zis ei, pentru ce plângi? Deci plângea. Maria stătea mai departe acolo și plângea. Versiunea ei o făcea să plângă cu disperare. Versiunea în care credea ea.
Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Deci tot acolo ea rămâne. Cu totul, aceleași lucruri le-au văzut. Toți au văzut aceleași lucruri. Ăștia au înțeles că l-a înviat. Ea rămâne. Și ei n-au avut timp să discute acolo, să se conving unul pe altul, nimic. Ei au plecat. Ea rămâne la versiunea ei. Femeii au zis, pentru ce plânge? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, deci ea era, deja, era acolo înăuntru, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Și aici fiți foarte atenți. Domnul Iisus Hristos a înviat într-un trup nou și noi ne punem întrebarea, dar cum vor arăta trupurile noastre noi, așa? Deci înseamnă că este ceva, o diferență la trupurile astea noi. Dacă Maria îl vede și ea nu știa încă că este Iisus, când vede trupul ăsta. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul. Deci eu mă gândesc și în tristarea asta profundă care o avea ea, o împiedica să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa e uneori noi când suntem prinși de o întristare, de o amărăciune mare, nu mai vedem lucrurile așa cum sunt. Se perturbează realitatea, se schimbă, înceață, se pune realitatea și noi nu mai vedem. Ea nu vede, o împiedică să-L vadă pe Iisus. Și ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie! Și când și-a auzit numele, ce înseamnă numele, ce putere a pus Dumnezeu în numele la fiecare din nou. Când și-a auzit numele, când i-a pronunțat numele, s-a întors și ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni! Adică învățătorule, gata, aici e momentul când l-a recunoscut, când i-a zis numele. Când Domnul Iisus i-a zis numele, i-a recunoscut, este Hristos. Acum, Domnul Iisus zice, nu mă ținea, i-a zis Iisus. Ei, aici parcă ar lipsi vreo două versete. Nu? Deci ce s-a întâmplat? Ea l-a văzut și ce s-a întâmplat? Ce-a fost mai departe? Păi dar îmi explic asta, nu mă ținea. Ce-a făcut Maria când l-a văzut? Când l-a recunoscut cine este el? Ce ai fi făcut tu? Ce aș fi făcut eu? Ce făceai tu, Lilia? Ce făceai tu, Doniț? Ce făceai tu dacă îl recunoșteai pe Domnul nostru Iisus Hristos atunci? Deci Maria, eu asta îmi închipui că a făcut, așa cum arată aici în imaginea asta, o săriță îl îmbrățișează, un genunchiat acolo de bucurie, că el este viu și el este acolo. Și Domnul Iisus îi spune, nu mă ținea, i-a zis el. Și aici unii înțeleg că eu interzice să se atingă de el. Nu asta. Pentru că de altfel, peste o săptămână, altuia îi spune, vino și te atinge. Te atinge. Dacă vrei, atinge-te de mine. Da? Deci nu, n-a fost nicio problemă să se atingă de el. Zice, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Adică încă nu m-am suit, încă mai este timp. Nu mă ținea, mai sunt aici, asta vrea să-i spună. Mai sunt aici încă cu voi, nu mă ținea, mai sunt aici cu voi. Nu plec acum, nu plec chiar acum. Nu mă ținea ca și cum să nu plec. Mă ții să nu plec cumva acum la tatăl meu. Nu, nu mă ținea, zice. Nu mă sui încă la tatăl, încă nu mă sui la tatăl meu. Ci, în loc să mă ții pe mine, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și Maria ascultă. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, gata, trecem peste o zi. Le-a spus, asta s-a întâmplat de dimineață. De dimineață, ce s-a întâmplat seara? Versetul 19. Zice, în seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când locul, ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor. Deci ei aveau frică mare ucenicii de tot ce s-a întâmplat. A venit Iisus și a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Wow! Ușile încuiate peste tot, apare în față. Asta e o altă calitate a trupului duhovnicesc. Eu vă spun tot asta pentru că noi vom avea trupuri de astea. Deci trupul cel duhovnicesc, cum vedeți, el este diferit. Nu chiar așa ușor să-l recunoști pe om. Totuși îl recunoști, el l-a recunoscut după voce. L-a recunoscut, el este, Domnul Iisus Hristos. Apoi, altceva, aici Domnul Iisus, ce face trupul ăsta duhovnicesc? Trupul ăsta duhovnicesc poate teleporta.
Deci erau ușile închise, nu s-au deschis ușile, nu s-a făcut nimic, n-a trecut prin geamuri, n-a trecut nimic, n-a deschis geamul ca să intre, n-a spart acoperișul, cum au făcut niște prieteni acolo din Noul Testament, când au vrut să-l ajute pe cineva, bravo lor, bine că au făcut asta. Apoi nu a făcut astfel de lucruri. Domnul Iisus pur și simplu a apărut acolo, gata, acolo, în față cu ei. Acum și Domnul Iisus le spune, pace vouă, dacă erai acolo, cam de ce aveai să te temi? Una este că a murit Hristos, una este că persecuții prin jur merge poliția aceea, să zicem așa, a evreilor sau nu știu cum, toți foarte ostili, toți te caută, nu cumva să ieși să te arăți că nu știu ce se întâmplă acum zilele astea, pericolul e foarte mare. Toți încuiați acolo, frică de asta, frică de persecuții, frică de moarte și deodată un eveniment ăsta de teleportare apare în mijloc, te ține inima să vezi cum apare Domnul Iisus în mijloc. Și Domnul Iisus spune, pace vouă. Pace. Duminica trecută am predicat despre pace. Tare vă îndemn să ascultați mesajul acela dacă nu l-ați ascultat. Și după ce a zis aceste vorbe, Domnul Iisus le-a arătat mâinile și coasta sa. De ce le-a arătat? Pentru că în mâinile și în coasta sa au fost păstrate semnele de la răstignire. Acum, întrebarea este și toate cicatricile care le am eu vor fi păstrate în trupul duhovnicesc? Eu nu știu, nu cred. Dar la Domnul Iisus Hristos a fost foarte important. La Domnul Iisus Hristos a fost foarte important să rămână semnele astea, pentru că astea sunt argumente, deja, uite, acum sunt prima dată argumente pentru ucenici. Peste o săptămână iar vor fi argument. Și cred că astea vor fi argumente pentru o veșnicie. Semnele cele care au rămas în mâini, semnul în coaste, pentru că asta s-a întâmplat atunci când s-a adus jertfă pentru noi toți. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Gata, clar. Le dă acum o viziune, un scop, o sarcină, sarcina majoră, ce au ei de făcut? Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi acum. Noi nu știu cum trecem peste versetele astea, trecem peste fraza asta, dar eu tare aș vrea să subliniați, așa vă trimit eu pe voi, subliniați acolo în Biblie. Deci deodată, de la prima sa arătare acolo, nu mai se arată, le se arată lor, le spune pace, eu sunt, aici e argumentul, eu vă trimit pe voi, mergeți, voi trebuie să mergeți. Stați puțin. După aceste vorbe, după ce le-a zis vă trimit și eu pe voi, după aceste vorbe, a suflat peste ei. A suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și aici se ridică mari întrebări teologice. Așa? Prima întrebare este, ce a fost cu Duh Sfânt? Atunci a fost dat Duhul Sfânt sau nu? Era prezent Duhul Sfânt? Au primit ucenicii atunci Duhul Sfânt sau nu? Noi știm din Vechiul Testament, Duhul Sfânt a lucrat și Duhul Sfânt era dat de Dumnezeu unor oameni speciali pentru lucrări speciale. Și iată aici le-au spus deja, care e lucrarea specială care le-a dat-o? Să mergeți, cum v-am trimis, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi, să vă duceți, să spuneți Evanghelia. Și pentru asta le dă Duh Sfânt. Mergeți, duceți-vă acum. Mai sunt încă 50 de zile până când va fi dat Duhul Sfânt. Deci pe parcursul acestor 50 de zile, ce au ei de făcut? Deja gata, le spune acum, voi mergeți și spuneți ceea ce trebuie să vorbiți. Vorbiți despre mine, spuneți, mărturisesc despre mine. Asta le-a spus. A doua întrebare care ne apare aici, zice, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Niciun om nu poate ierta păcatele altui om înaintea lui Dumnezeu. Deci noi putem ierta păcatele cu privire la noi. Dacă mi-ai păcătuit mie, față de mine. Eu te pot ierta pentru păcatele pe care mi le-ai făcut mie. Și așa noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Noi zicem și iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă ne spune Domnul Iisus, nu iertați greșiților voștri, nu iertați păcatele oamenilor care au păcătuit față de voi, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile. Deci dacă nu ierți pe orizontală, nu poți fi iertat pe vertical. Asta e foarte important pentru fiecare din noi. Dar nu poate nimeni din noi să ierte păcatele cuiva față de Dumnezeu. Eu nu pot face asta. Fiecare trebuie să aibă o relație a lui personală cu Dumnezeu. Atunci, cum de înțeles cuvintele acestea? Cum îi ții păcatele și cum îi slobozi păcatele sau ierți păcatele cuiva.
dacă merg să-i vorbește Evanghelia, dacă se duc să-i spună Evanghelia la oameni, le dau posibilitate la oameni ca să afle, să capete iertarea aceasta, așa o pot primi iertarea. Ai putea să nu mergi la cineva pentru că tu nu-l poți ierta, tu nu-l poți ierta și nu-i poți vesti niciun fel de iertare. Deci e clar, versetul ăsta implică că eu trebuie să iert pe cei care mi-au greșit și apoi să le vorbesc lor despre iertarea față de Dumnezeu, să le spun Evanghelia ca să poată fi ei iertați. Și dacă nu merg să le vestesc la oameni Evanghelia, nu le vorbesc nimic, atunci normal că eu țin iertarea asta. Iertarea nu poate ajunge la ei. Evanghelia este puterea iertării. Evanghelia este cheia iertării. Dacă Evanghelia asta o duc la oameni, iertarea ajunge. Dacă Evanghelia nu o duc, iertarea nu poate să ajungă la nimeni. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Deci ăștia, cred că i-au vorbit, ne-au arătat semnele cuilor. Ne-au arătat semnul în coasta lui. Și l-au zis, dacă nu văd și eu, dacă nu pun mâna, cu niciun chip nu voi crede. De aici ai vine numele de Toma necredincios, pentru că nu a crezut. De aici așa fraza care avem, Toma necredincios, Toma necredincios, de multe ori oamenii spun, ei, Toma necredincios, dar nu știu ce vine. Iată, de aici vine fraza, vorba asta la noi, la moldoveni, Toma necredincios. După 8 zile, spune versetul 26, și ce a fost după 8 zile, o să vă spun și eu după 8 zile, că când ne întâlnim atunci o să aflăm ce a fost după 8 zile. Aici mă opresc cu istoresirea la tot ce s-a întâmplat la în ziua aceea de duminică. Însă, eu vreau să vă spun ce a fost peste 50 de zile. Peste 50 de zile de la evenimentul ăsta, ce vom sărbători noi? Ziceți voi. Ce vom sărbători? Înălțarea Domnului Iisus? Nu, peste 40 de zile, m-am greșit. Peste 40 de zile aici. Peste 40 de zile înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Peste 50 de zile coborârea Duhului Sfânt. Deci, iată-vă aici ceea ce vedeți în imagine, s-a întâmplat peste 40 de zile. Timp de 40 de zile, Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor acolo, s-a arătat la oameni, l-au văzut peste 513 oameni. O să vedeți când veți studia lecția asta despre care v-am vorbit, îi veți număra voi, veți vedea cine sunt. Dar atunci, în ziua aceea, Domnul Iisus Hristos, fiind adunați cu ei, cu ucenicii, pe muntele Măslinilor, cine a fost în Ierusalim, poate vedea, în Ierusalim acolo este valea aceea a Chedronului și apoi te ridici pe muntele Măslinilor. Iată acolo, de pe muntele Măslinilor, Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Numai că înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. În alte evanghelie spune, că am mai zis și vorbele astea, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. De aceea, dragul meu, dacă ai crezut în Domnul Iisus Hristos și ai ales să păzești tot ce a poruncit El și te-ai botezat prin credință, felicitări, ai făcut cea mai importantă alegere din univers. Asta înseamnă că argumentul ăsta, tu ai crezut în argument, tu ai crezut că Hristos a înviat. Cu adevărat au crezut că Hristos a înviat, cei care s-au pocăit, cei care s-au botezat după porunca Lui, cei care învață tot ce a poruncit El și cei care păzesc tot ce a poruncit El. Dacă însă tu iei selectiv, de exemplu, vii la biserică sau citești Biblia, dar nu accepți tot ce a poruncit El. De exemplu, nu accepți să te botezi. Te măgulești cu gândul că am fost botezat când eram prunc, doar că vreau să-ți spun, un botez unde credința ta n-a participat, botezul ăsta nu-i valabil. Nu este valabil. Filip, evanghelistul Filip, așa i-a spus famenului etiopian. Când etiopianul a întrebat, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Cum puteai crede tu din toată inima ta când erai prunc? Cum puteam crede eu din toată inima mea când eram prunc? Nici măcar nu sunt conștient. Am văzut cineva, a pus așa o scamatorie de asta, cum pun pe Facebook, a pus cum un prunc strig, răcnește în timp ce îl pun în asta, că eu nu vreau să fiu botezat. Am înțeles că cineva a încercat să-și scoate drepturile înapoi. M-a întrebat la Moldova Creștină, dar ce trebuie să fac eu dacă eu nu sunt de acord? Eu nu accept botezul care mi s-a făcut în pruncie. Ce trebuie eu să fac? Băi, zic, chiar până acolo să meargă omul, ce să faci?
ce să faci? Să creez acum. Nu, eu nu accept botezul cel la 10 și eu vreau ca să-mi fie anulat. Ce trebuie să fac ca să-ți fie anulat? Nu știu, zic, du-te și te clarific cu cel care te-a botezat. Eu nu știu nimic din Biblie despre așa ceva. Tot ce vreau să-ți spun, că dacă încerci să găsești scuze sau ceva, nu ești adevărat ucenic. Adevărat ucenic înseamnă să păzești tot ce a poruncit Domnul nostru Iisus Hristos. Verifică tu singur, cu mintea ta sănătoasă, cu cugetul tău sănătos. Este foarte important cu un cuget curat să te apropii de Dumnezeu. Dacă nu ai un cuget curat, dar știi ce înseamnă un cuget curat? Un cuget curat primește așa cum e scris în Biblie și nu se înșală singur. Cugetul care nu-i curat, el se lasă înșelat, se lasă dus de alții, înșelat de el, înșelat de ceea ce e confortabil, ceea ce e comod. Nu, învățătura Domnului Iisus Hristos nu peste tot este comodă, nu peste tot e confortabil. Mai ales acolo unde îți spune, n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc o sabie. Cum va avea de vrăjmaș, maș chiar cei din casa lui, care se împotrivesc. Cu asta nu-ți convine, nu? Nu-ți convine. Dar dacă ai ales să fii adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos, atunci te botezi și alegi să păzești tot ce a poruncit El. Înveți tot ce a poruncit El din Sfintele Scripturi și păzești tot ce a poruncit El din Sfintele Scripturi. Noi aici, în biserica aceasta, Bună Vestirea, am ales să păzim tot ceea ce a poruncit Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea ne dăm toate silințele să învățăm ce e, să cunoaștem din Sfintele Scripturi. Ca și slujitori în Evanghelie, căutăm să vă învățăm cu inima curată, cu cuget curat, tot ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Îndemnăm pe toți cei care ați ales calea aceasta să rămâneți statornici aici, să nu vă lăsați deviați. Trăim o vreme rea, o vreme grea, când foarte mulți cad de la credință, când foarte mulți se îndepărtează de Dumnezeu. Acum am auzit, m-am întristat acolo, când eram în Mongolia, am auzit despre cineva care parcă era bine, parcă mergea bine în credință, zice că s-a apucat cu afacere, nu știu ce să facă, cu internetul, nu știu ce, și a ajuns până acolo, încât divorțează cu o casă mare de copii, cu mulți copii, divorțează, ea nu mai vrea să mai știe de soțul ei, nimic, îl disprețuiește pe soț, totul, gata. Și asta din pricina că s-a luat cu lăcomia de avere. Lăcomia de avere a omorât credința din ea. Iată, mulți sunt la care se întâmplă lucrul ăsta și azi. Trăim vremuri grele. Dumnezeu să ne ajute să stăm credincioși, cu credință tare în Domnul nostru Iisus Hristos și așa să avem parte de intrare în împărăția Lui. Să avem parte de un viitor foarte, foarte glorios împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și încă ceva să mai știți. În Scriptură spune că puterea aceea prin care Dumnezeu l-a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos, puterea aceea acum lucrează în noi, în noi, în toți creștinii. Asta e o putere măreață, foarte mare putere. Puterea asta nu numai ne va învia și pe noi, nu ne va transforma și pe noi, dar puterea asta acum lucrează, nu mai va lucra în... Puterea asta acum lucrează în noi și puterea asta ne dă putere. Ne dă putere ca să trăim cu pace, cu liniște, cu bucurie în viața aceasta. Ne dă putere să înfruntăm greutățile vieții. Ne dă putere să înfruntăm persecuții, orice ar fi, chiar și moartea. Când eram în Irak, am fost acolo cu Tudor Rotaru. Și am mers la o biserică, nu departe de noi, era o biserică unde a intrat în timpul serviciului divin, așa într-o duminică. A intrat și s-au explodat doi teroriști, s-au explodat și au omorât foarte multă lume acolo. Chiar îmi pare că la Paște, din nou a fost chiar la Paște. Și când m-am dus să privesc acolo, mi-au arătat cei vii care au rămas, mi-au arătat că nu numai la ei în biserică, mi-au arătat câți creștini sunt omorâți. Și mie mi s-a întipărit tare cum ei mi-arătau fețe la cei care erau spânzurați și mi-arăta cum stă cu ștreangul și un zâmbet mult mai frumos ca lui Selim ieri în avion. Un zâmbet nimaipomenit acolo. În timp ce stă ștreangul, gata, îl omoară. Sau la cineva care stă sabia aproape și zâmbetul pe față, zâmbetul la oamenii ăștia. Asta nu-i puterea lui Hristos, ceea care l-a înviat pe Hristos? Nu-i nădejdea învierii? Deci nu, pentru oamenii ăștia nu-i sfârșitul, nici cum nu-i sfârșitul. Este doar o trecere, doar o trecere la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, la așa ceva ne-a chemat Domnul nostru Iisus Hristos, iată, asta sărbătorim noi azi.